Administrația locală de la Lupeni are în vedere realizarea unui parc eolian. În dezbatere publică se află acest proiect destul de ambițios, care se dorea a fi implementat încă din anul 2008. Aș vrea să și văd acest parc eolian terminat, să discutăm mai mult atunci despre acest parc, în momentul când reușim să-l punem și în funcție. Încerc de mai mult timp, dar orice investiție necesită multă răbdare. Și aici uitați că nu necesită bani din partea comunității locale deloc, dar din păcate și din nefericire multă răbdare, mult timp, trebuie să avem răbdare să terminăm acest lucru. Municipalitatea de la Lupeni ar avea nenumărate beneficii de pe urma acestei investiții. Ar fi asigurată contravaloarea iluminatului public. Ar fi niște beneficii extraordinare pentru administrația locală, pentru cetățenii municipiului Lupeni, fiindcă am scăpat de plata iluminatului stradal, am scăpat de foarte multe lucruri, dacă am putea, am ajutat și o parte din școli, am face prin acest lucru spitalul din municipiul Lupeni și uitați că sume importante de bani care puțin câte puțin cât este pe lună, dar anual se adună și se strâng foarte mulți bani, s-ar economisi și s-ar face cu totul și cu totul altceva pentru cetățenii din localitate. Municipalitatea a pus în dezbatere anunțul privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru parc eolian în cadrul UAT Lupeni și UAT Uricani, stații și linii electrice, drumuri și anemometre pentru măsurare viteză-vânt. Beneficiarul investiției ar urma să fie SC Wind Power Experts Development SRL. Deocamdată totul este la nivel de intenție și urmează să fie făcute măsurători în zona munților dintre cele două localități pentru a stabili dacă investiția este sau nu pretabilă în acest loc.